Salutare, prieteni! Bine v-am găsit aici la un nou episod cu Dinamo. Suntem încă în perioada de iarnă, perioada mea preferată, momentul în care putem face echipa asta cu adevărat forță. Deja am semnat cu un jucător absolut forță, forță, forță. Să zicem de trei ori să fie cu noroc de Doamne. Mi se pare un jucător genial, plus că oricum, și dacă e flop, știi cum se zic, cum zic britanicii, că e fail, nu e bun. Totuși valorează 6 milioane, 6 milioane jumate spre 7, deci, hei, per final, pentru mine nu e fail că tot pot să-l vând, știi cum zic? Dar, da, și revenim aici, în momentul acesta, mult așteptat de unii, poate de alții nu, că a fost acea trădare, revenirea bizonului la Dinamo. Avem nevoie de încă un atacant acolo. Și zic eu că Bizonul va fi perfect acolo, așa cu Montini, poate chiar cu Burke. Chiar gândiți-vă, imaginați-vă dacă puteți, un atac unde ai doi jucători, vorba aia, bizoni, primii doi bizoni în atac, Burke și Harlem Nyerere, cei doi, Bizonul number one, Bizonul number doi. Ok, e foarte dubios că mulți vor contract doar pe un an, respectiv eu încerc și îi aduc la 2 ani, știi? Dar foarte mulți jucători tind să ceară doar atât și e cam nasol să zic așa, știi? Doar 2 ani. Ok, azi de 14.000. Ok, super. 14.000 cu 1.000 mai puțin ca la FCSB. Batem palma cu bizonul, chiar ne-am înțeles mai repede și mai ușor decât mă așteptam. Mă așteptam să-mi ceară, cum zice acolo, jocul, să-mi ceară vreo 20.000 salariu, dar uite că ne-am înțeles. Super! Deci va reveni bizonul la Dinamo. Am semnat un precontract și... no attempt to resolve the issue despite leaving the club. We do not like Shah, so we agreed it would be better to sell him as soon as possible, take the appropriate buyer. Da, din păcate și clubul intervine, ceea ce speram eu să nu se întâmple, se întâmple și n-am de ales. Pe cât de mult mi-ar place să rămână acest jucător la noi și știu că e bun și știu că evoluează și aproape că nu știu de mă crezi, dar mor de ciudă că va trebui să-l vând, că n-avem de ales. Dacă nu-l vând eu, îl va vinde clubul. Va interveni clubul și va zice, uite, oferta lui ăla a fost prea bună de refuzat, plus că ăsta trebuie să plece. Asta este, știi? Și mai degrabă încerc eu să negociez cu cluburile și da, de reușesc să negociez eu că, de exemplu, dacă lăs pe club, adică pe Dinamo, poate vine oferte de 900.000 de euro, lor le se pare bine și acceptă oferta de aia și pleacă pe o sumă de nimic, de rahat și, na, eu știu că poate puteam să cer pe el 1.500.000, 1.500.000, corect. Care cred că asta am să și cer de la băieții ăștia de la Salt Lake. Sau, mă rog, hai să încercăm 1.600.000, așa, 1.300.000, poate 1.500.000. Na, hai, fi, acceptăm. Ciobotariu s-ar putea să plece în America, parcă prefer să meargă acolo, că știu că ăștia, față de realitate, nu oferă salarii așa de mari, adică m-ați văzut și pe mine, mare parte din transferurile care le-am făcut până acum la Dinamo au fost din America, din USA, culmea, că te gândiști, știi? Dar eu că am găsit câțiva jucători buni, cum este și Burke și Sands, care nici n-au cerut salarii mari și ne-am înțeles și poate că așa fac cumva și cu ciobotăriul, îl dau la Salt Lake și dacă să zic că ia uite trece un sezon, hai bă înapoi, știi, și mă duc, îl cumpăr înapoi, poate chiar că mai evoluează și totul e bine. Bun, acum hai să vedem din nou ce mai avem noi pe aici. Oare să încercăm să negociem așa de fiță cu Banega? Ar fi mișto dacă ar veni la noi la echipă acel jucător, dar pare puțin, puțin greu, puțin SF, nu știu dacă voi reuși să mă înțeleg cu el, dar știi cum e, încercarea moarte n-are, așa că hai că vom încerca. Dar unde dracu ești? Unde dracu dispărut omul ăsta? Parcă și vă că am trecut de el, n-am observat eu, dar precis a observat cineva, ba nu, e la aici. Așa, deci Banega. Plus că valorează 20 de milioane de euro, Dumnezeule.
Hai să vedem. Cum ar fi? Cum ar fi? Cum ar fi ca acest jucător să vină la Dinamo? Bun, hai să vedem. Clar, crucial. Așa, bun. Ok, hai că suntem pe drumul cel bun pe moment. 3 ani, te rog, eu acceptă 3 ani. Un an, iar începem. Eu zic counter 2 ani. Bă, toată lumea vrea un contract pe 2 ani cu Dinamo. Nu înțeleg ce se întâmplă aici. Ok, accept. Zim tu. Bun! 17! What? Și numai 100 de mii la semnătură? Na, pentru 10 apariții vreau un bonus mare, 170 de mii, dar... Wow, cum ar fi dacă ar accepta 15? Sau mă rog să mai lăsesc un picuț? 16 jumate! Ok, se vede într-adevăr, înțeleg. Hai să nu ne bucurăm prea repede, știi că are 31 de ani, o să aibă 32 când o să vină la noi în vară. Dar e freaking Banega! Super! Am bătut palma cu acest jucător. Dude, ești nebun! Ok, avem mare noroc pe sistemul ăsta că, vezi, Doamne, că e bătrân, că îmbătrânește și că nu știu ce și că nu știu cum și că hai că așa reușim să-l aducem aici la Dinamo. Dar, wow, nu m-aș fi așteptat veci și ia uite că l-am vândut pe Ciobotariu la Salt Lake, Real Salt Lake, să ținem minte. Pe 1.300.000, clubul mi-a dat 900.000 înapoi, deci avem cam 2.500.000. Să știi că s-ar putea să cumpărăm și un jucător amu așa pe loc. Odată ce terminăm cu nebunile astea de, mă rog, să ne înțelegem cu jucătorii pre-contracte și minuni, o să reintru în vederi să cumpăr și un jucător, că o să avem nevoie. Că nu o duce chiar așa de bine, să fiu sincer. Și hai să vedem. Transfer Hub. Hai să vedem și niște băieți acolo în apărare, portari, ceva. Ziceam de Bălgrădean, mi-ar fi plăcut ideea să revină la Dinamo, dar nu e tocmai ce mi-aș dori. Stai să dăm Tătărușanu, nu e mai... A, da, că de-abia ce a venit acolo, da. Ok, eu zic, hai să încercăm să-l readucem pe lung. Mi se pare un jucător bun. Și dacă evoluează mai bine Ioani până vine el și să zic că tot Ioani este peste, ceea ce mi s-ar părea cam greu să cred că evoluează chiar așa bine, va evolua, dar în timp. Eu zic că lung, mai mult ca sigur, va fi acolo un jucător care ne va ajuta, mai ales cum o să vină cu Champions League-ul și cu nu știu ce și cu Europa League și nu știu ce și nu știu cum, știi, nu strică. Revine omul în România, cel mai rău caz, te valorează și el un 3-4 milioane, e bines. Am o tot de salariu, adică cum e și român și așa mai departe, cred că înțelege cum e aici la noi în Liga 1 a României, îți dau un 8.000, că totuși n-a, cum zic, suntem Dinamo. Hai, așa, 96, 7 jumate, poate că exagerez, poate că-s prea zgârcit. That's a fair offer. Aceasta este ofertă corectă. Clientul meu este fericit cu ea. 7.500 de euro și avem un portar ca Silviu Lung. Ești nebun? Wow. Super. Ia uite ce jucători avem. Hai să ne mai uităm încă o dată. Ea este acest Vacaso. Da, dar ce nume așa pur ganez de acolo din Africa are. Mubarak. Și așa. Mubarak. Vacaso. Bă, zici că te-aș înjura în altă limbă și că sună dur. Mubarak, Vucaso. Uite ce stats-uri are omul, mă. Asta zic eu că e cel mai mișto transfer, chiar dacă n-are finishing și, mă rog, mi se pare forță asta. Chiar dacă l-am luat și pe Banega, care încă nu-mi vine să cred, într-adevăr, poate că ia, uite, stamina, strength, accelerație, va avea 32 de ani. Deci, cum zic... Să luați în considerare și aceste lucruri. Într-adevăr este poate puțin exagerat transferul, dar nu este la limita irealului. Este o ușoară exagerare, hai să zic așa mai frumos. Dar e un jucător foarte bun care clar va face diferență mare în campionatul nostru. Vine și Bizonu și el la 32 de ani, dar am încredere în el, plus că na,
revine frumos la Dinamo. Bun. Acum mi-ar place să mai și vând ceva jucători, după care Aoleu Sorescu la Rangers. No, no, vreau să mai păstrăm pe Sorescu. Vreau să mai rămână la noi. Bun. Hai că totuși mai erau acolo ceași jucători, amu mi-am amintit, mai erau ceași jucători foarte buni pe apărare. Hai să luăm și apărare, să luăm acolo să ne apărăm. Bun, este acest lb, așa, mare lucru nu mi se pare, wow. Asta așa, panțărul bine. Deci este Antunes, care chiar este foarte mișto și echilibrat și așa și tot beton. Oh, recent joined la Granada. Ia uite și ăsta. Ba nu, ăsta nu, ăsta îl putem lua. Ok, deci 70-70, mi-a plăcut că avea o puțină viteză, are și stamina, numai că are faza asta de injury prone și 30 de ani. Vedeți de ce este bine să faci scout la jucători? Asta n-aș fi știut. Bun. Varela nu, că nu expiră, bla bla, ori asta așa, 2 milioane, ok. Tamaș. L-aș putea lua pe Tamaș, dar 37 de ani o să aibă omul ăsta dacă l-aș lua la Dinamo și deja are 55 accelerație. Ar fi amuzant, ar fi fain, dar totuși. Eu zic să ne mai riscăm cu acest Caceres, care totuși la un moment dat în viața lui mirobolantă a fost și la Juventus, dacă rețin corect. E un jucător interesant, dar salariul lui este groaznic de mare. Și dacă ar vrea 20.000, mi se pare destul de măricel, dar eu zic să încercăm din nou. Cum am încercat cu Banega, am reușit să ne înțelegem cu el. Să sperăm că ne am înțelege și cu Casere. S-ar fi ceva criminal de epic să vină omul ăsta la noi la Dinamo. Acum, i-am zis că nu, și 20 e mult, e apărător în pula mea, 15. 15, dar îți dau la semnătură 100. O să refuze. Da. Da. Asta este, într-adevăr, am nici, nu ne pot ieși toate. Ok, măcar am încercat. Bun, deci am zis așa, catena asta mi se pare așa, în culu. Hai să încercă și cu un culu, adică am încercat cu Casă să nu încerc cu asta. Mai știi, poate accept asta. Asta deja, asta 53 de mii de euro. Eu zic că și aș putea să-i dau, știi? Dar vreau să fie, vreau, mă gândesc în spate, știi, că acel băiat, acel viewer care zice, a, bă, nu mai fă transferul de asta că strici tot, strici farmecul. Și de asta vreau să fiu puțin mai zgârcit, știi? Că da, mi-a, uite, ia, îi dau 30 de mii salariu, da? Îi dau 30 de mii, accept, vin la Dinamo. Tot e fain, frumos, dar, cum o zis și aia, știi? Mai degrabă să fiu zgârcit, să mă acuze lumea că zgârcit, dar măcar să încerc să țin oarecare urmă. Nu vreau, că v-am și spus la începutul videoului, eu nu urmăresc să fie realist, nu urmăresc să fie acel career mode. De exemplu, când o să fac un career mode din genul acela, o să vă spun la începutul primului episod. Bă, vedeți că eu vreau să fie așa. Uite, astea sunt regulile, știi? Cum o să fie, de exemplu, și când o să fac un career mode cu viitorul. Mare parte, clar, o să am anumite reguli clare, specifice acolo. Bun, hai să dăm Mogoș. M-ar tenta să-l iau așa, să zic. Plus că e român. Hai, că l-am putea lua. Dacă vreau un salariu corect, mai degrabă îl dau pe unul, pe Gabriel, că parcă el era bătrân, sau celălalt de l-am luat free agent. Și așa avem un român acolo, Mogoș. De ce nu? Hai să dăm 2 ani, dacă acceptă. Contract length, bla bla, disregard. Bun, așa. Hai că îl Mogoș și dăm 2500. Și la semnătură 50. Am o român în puii mei, nu știu. Ok, 50, da, la clean sheets așa. 4900, vedeți? Ia, uite că Mogoș, el vrea mai mult decât face la italieni. Hai că îți dau 4000, nu? Ok, hai, 4900. Încă tot e un salariu foarte decent și corect. Bun, batem palma și cu Mogoș, va veni în România, de data asta nu la națională, ci însăși în campionatul nostru românesc.
foarte bine, mai luăm încă un jucător free agent, deja am luat 4-5 jucători. 5 jucători vor veni la Dinamo. Dar unde e Mogoș? Aia la aici. Da, 4-5. Super, 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 super. În rest, nici nu știu, mai avem ceva, am încercat acolo, oare să mai încerc și cu Cataldi, mai încercăm încă o dată cu Cataldi. Pa. Haideți că mai caut eu încă o dată, să nu vă plictisesc pe voi până mă gândesc eu, sau Antunes, am zis că vreau să mai încerc, da. Cum am zis, sunt zgârcit de data aceasta, nu că eu sunt zgârcit, ci că vreau cât de cât să fie corect. L-aș fi putut lua pe un club. L-aș fi putut lua. Îi dădeam 30.000 salariu, avea apărătorul la salariu mai mare ca și un atacant, ca și un mijlocaș, ca și toată echipa, știi? Și nu mi se pare tare mișto să-i dau la un apărător un salariu cel mai mare. Să zic că l-aduci pe Xulescu care atacant și dai un salariu mare, da, că ăla poate face diferență și dracu știi, ne califică pe undeva. Ok, hai să vedem din nou aici. Hai că-i dau 20, sau nu, mult și 20, 16 și așa. Ok, nu 16 dorești omul, ci 15.500, dar vrea 200.000 dacă o să aibă, ok, la 10. Bă, ok, sunt de acord. 15, ce zici? Yes! Nu cred! Forță! Nu mă așteptam chiar la 15. Nu mă așteptam la 15, pe bune. Antunes, un alt jucător care vine la noi, liber de contract. Într-adevăr, va avea 33 de ani când va veni la noi. Dar uitați-vă ce statistici. Chiar dacă mai scade puțin, e un om superb, care totuși are standing și slide tackle 80, 82, curve, chestii, trestii, are și un pic de viteză, super! Și eu cred că cu acest om am cam terminat, să zic așa, transferul astea free agent, nu știu dacă mai am sau dacă mai rău să mai cumpăr, mi-am făcut, să zic așa, datoria și treaba. Și desigur vor mai rămâne ultimele ore din perioada de transferuri pentru videoul viitor, în care am să mă uit peste echipă, am să mă uit peste buget, poate mă mai uit peste comentariile care mi le scrieți voi și am să încerc să îmi cumpăr amul pe loc un jucător, că totuși trebuie să mai consolidăm puțin echipa, mai ales că a plecat și Ciobotariu, poate reușesc să cumpăr un CB și să-l dau și la schimb pe Bejan sau cea de genul, rămâne de văzut, nici eu nu știu fix unde, ce, cum să cumpăr. Bun, până pe data viitoare, care sper să fie mâine, vă urez numai bine, nu uitați să dați click pe acel buton de like, pa, pa!